Vine Crăciunul și nu știi ce să dăruiești celor dragi? Canalul Produse de pe AliExpress postează de două ori pe săptămână câte un video cu cele mai uimitoare produse de pe AliExpress, cum ar fi lentilele smart, costumul VR și returi ce se leagă singure sau ceasul ce îți ghicește emoțiile. Și aceste produse sunt doar o mică parte din toată gama ce se prezintă pe acest canal. Nu rata șansa să oferi celor dragi cele mai originale cadouri. Pentru asta, intră pe linkul din descriere. Clickbot. Încet, încet, roboții se integrează în lumea noastră și pătrund în toate sferele vieții umane. Este greu de zis cum va fi viața peste 50 de ani, însă un lucru este clar. Copiii moderni de pe acum ar trebui să se obișnuiască la o viață împreună cu roboți. Vă prezentăm o jucărie de nouă generație pe care orice copil și-ar dori să o aibă. Dezvoltatorii unei companii chineze au creat aproape 9 tipuri de module, iar printre ele se numără roata, ventuza, senzor de distanță, articulații conjunctive și chiar un suport pentru telefon. Este de remarcat faptul că pentru asamblarea roboților, dezvoltatorii nu au nevoie de unelte complicate sau chipuri. În schimb, Clickbot poate fi asamblat de parcă ar fi strâns un constructor, iar aplicațiile mobile vor învăța copilul sau un adult elementele de bază ale codificării. Iar cu ajutorul imaginației și ingeniozității pot fi descoperite peste 200 de moduri de interacțiune și peste 50 de funcții ale robotului. De asemenea, robotul poate avea absolut orice formă, deoarece există aproximativ 10.000 de combinații pentru asamblarea lui. Hexa. Încă din secolul 20, oamenii activi erau angajați în crearea aeronavelor și apoi cu răspândirea masivă a lor. Însă acum, în secolul 21, se apropie perioada în care practic orice om va avea posibilitatea de a avea propria aeronavă. Hexa a fost creată de către compania americană Lyft Aircraft și este un exemplu perfect. Acum puteți observa o dronă pentru pasageri concepută pentru zboruri scurte, dar captivante. Se ține în aer datorită a 18 motoare electrice și a elicelor. Conform dezvoltatorilor, aceste motoare sunt mai mult decât suficiente pentru un zbor stabil și controlat. Datorită celor 4 compartimente plutitoare, drona poate ateriza și pe apă. Sistemul de conducere este foarte simplu, de asemenea există un mod de pilot automat. Și cel mai important lucru este că greutatea acestei drone este de 196 de kg, deci nu veți avea nevoie de permisul de pilot pentru a vă plimba cu Hexa. Viking Lifecraft. Multe invenții care au apărut acum sute de ani încă nu și-au pierdut relevanța, însă au nevoie de o îmbunătățire și o revizuire serioasă. Bărcile de salvare pentru navele marine chiar fac parte din acele invenții. Viking Lifecraft este un sistem de nouă generație care aduce literalmente evacuarea pe apă și ridică siguranța la un nou nivel. În primul rând, designul sistemului este bun, pentru că nu ocupă spațiu suplimentar la bord. Când este necesară evacuarea oamenilor, departamentul special se deschide, după care este pus în apă și apoi se umflă 4 nave de salvare. În interior, oamenii ajung foarte rapid și asta datorită unui șgheap special care a fost numit Escape Way. Și aici beneficiile nu se termină. Viking Lifecraft este foarte încăpător, a fost conceput pentru 800 de oameni. Fiecare departament atașat are 4 motoare alimentate individual. Acest lucru înseamnă că nava nu își va pierde din echilibru dacă unul dintre aceste motoare nu va mai funcționa. Iar datorită acestui design închis, pasagerii sunt protejați de vreme rea, iar geamurile oferă o vizibilitate optimă. Nava este fabricată din material flexibil moale, iar această caracteristică ajută oamenii care se simt rău atunci când plutesc pe apă. Flexi Och. Bandajele și gipsul tradițional nu sunt perfecte și de aceea oamenii simt un disconfort la purtare. Iar pentru a pune punct acestei probleme, compania indiană OrthoHeal a inventat un mod alternativ pentru a fixa părțile deteriorate ale corpului. Flexi Och este făcut dintr-un material flexibil și plăcut pentru pielea umană. Bandajul se fixează pe membrele luxate și se strânge cu un fermoar obișnuit, după care materialul trebuie prelucrat cu un dispozitiv special cu lumină albastră, care de asemenea este creat de companie. După o prelucrare de 3-4 minute, Flexi devine mai tare, iar partea luxată este pusă în poziția corectă. Avantajul acestui sistem permite pielii să respire și este de asemenea rezistent la umiditate. Roată de apă.
Din păcate, foarte mulți oameni locuiesc în locuri puțin mai îndepărtate și nu sunt conectați la rețeaua publică de alimentare electrică, iar utilizarea generatoarelor diesel are un impact negativ asupra mediului. Invenția pe care o vedeți pe ecran este o metodă alternativă de dobândire a electricității în locuri unde prin apropiere există un râu sau un pârâu. Tehnologia permite producerea energiei 24 de ore pe zi și 7 zile pe săptămână, fără orice pauze. În plus, electricitatea generată este verde datorită amprentei sale de carbon, care este redus la minim. Cu această construcție se va descurca chiar și un simplu om, deoarece nu este deloc sofisticată. Roata este coborâtă și ridicată din apă datorită mecanismelor hidraulice. Diametrul acestui dispozitiv este de 3 metri, lățimea de 1 metru, iar cantitatea maximă de energie se produce la o viteză de 50 de rotații pe minut. În momentul de față, dezvoltatorul strânge fonduri pentru îmbunătățirea performanței sale. Scribit. Dispozitivul pe care vi-l prezentăm acum simplifică foarte mult decorarea oricărui local. Înainte, pentru a decora peretele cu un model frumos, trebuia să angajezi pentru asta un artist care într-adevăr se pricepe. Însă, în zilele noastre, cu această provocare se va descurca cel mai bine acest robot. Instalarea lui Scribit pe suprafața peretelui este destul de simplă. Pe partea superioară a peretelui sunt înșurubate două șuruburi, după care între ele sunt întinse niște cabluri. După aceste scurte manipulări, robotul este capabil să se deplaseze de-a lungul zidului și aproape în orice direcție. Desenele în sine sunt desenate cu markerul, iar culoarea este aleasă de proprietar. Scribit are o aplicație mobilă de unde puteți selecta modelul dorit. Este de remarcat faptul că dispozitivele folosesc markere neobișnuite. Secretul lor constă în cerneala specială care se evaporează doar la o temperatură de peste 65 de grade, iar datorită acestui lucru desenul poate fi șters cu o radieră specială. Prețul acestui aparat este de $500. Milo. Designul tradițional al blenderului nu s-a schimbat încă din 1922. Dorința de a face ceva mult mai confortabil și eficient a dus la crearea acestui blender drăguț Milo. Dispozitivul este compact și puternic, în plus este considerat cel mai silențios din lume. Interfața este destul de simplă și foarte ușoară în utilizare. Controlul se face printr-un touchpad de 360 de grade. Iar anul acesta, la spectacolul anual al aparatelor electronice CES, compania Milo Appliances a prezentat încă o invenție care surprinde mai mult decât precedentul. La prima vedere puteți observa cel mai obișnuit blat de bucătărie. De fapt, suprafața este una multifuncțională. De exemplu, puteți folosi suprafața în loc de aragaz. De asemenea, blatul poate fi asociat cu blenderul menționat anterior sau pentru reîncărcarea gadgeturilor. Totul a devenit posibil datorită senzorului și tehnologiei unice patentate Magnetic Air Drive. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii care invenție v-a impresionat cel mai mult. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și rupeți butonașul de like. Pe curând!